Mănăstirea Dumbrăvenii și-a sărbătorit astăzi hramul. Situată în ținutul Dobrogei de Sud, la mai puțin de 10 km de granița cu Bulgaria, pe teritoriul comunei Dumbrăveni, mănăstirea este ocrotită de Sfântul Emilian de la Durostorum, sărbătorit astăzi. Sfânta liturghie a fost oficiată cu prilejul hramului de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în biserica mănăstirii. Așezământul monahal de la Dumbrăveni a fost înființat la 1 iulie 2001 într-o zonă de veche tradiție monahală. Proiectul mănăstirii prevede ridicarea în viitor a unei biserici mai mari, a două corpuri de chilii și a unei clopotnițe.